topită. Asta sau ce? Pune-mi. Să mai faci asta, oaie, nevătat, sau asta. Eu. Nici nu se ridică. Ce stai că mai am, nu stăște, ăștia stare mai... care nu mai au nicio șansă. Uite, berbece care mârlit întâi acuși. Trebuia să mârlească întâi, ce să mai mârlească? L-ați făcut tratament? Dar nu mai știu ce le-am făcut. Acest bărbat din Prunișor are 300 de oi. Când a văzut că animalele încep rând pe rând să nu mai mănânce, să nu mai meargă și să slăbească, a început să le administreze tratament împotriva bolii limbii albastre. De altfel, localitatea Prunișor este printre primele din Mehedinți lovită de această boală. Doctorul spune că nu au nicio șansă de scăpare. Îi spune că nu, șansa lor e la 51 care scap de asemenea boală. Acum noi nu știm, nu suntem Dumnezeu sau... Trăim cu speranța că s-or face bine. Bărbatul susține că deja i-au murit 4 animale, iar alte 30 sunt bolnave. În ultimele zile a cheltuit 1500 de lei pentru tratamentul oilor, dar până acum nu a dat rezultate. La fel a pățit un alt oier din Prunișor, care de curând a investit sume serioase în afacerea sa. Am luat în jur de 10 berbeci la turnul Măgurele, cam 500 de euro berbecile, carabașe de Teleorman. Am zis să schimb rasa din țurcană să fac un metis de carne. Am investit foarte mulți bani și acum s-au îmbolnăvit și stau cu tratamente. Mi-am murit în jur de 40 de oi. Mai am 120 pe câmp, cum vedeți de aici, înșirate pe câmp. Și șchioapătă, se îmbolnăvesc, nu mai știu cu ce să le tratăm. Am o grămadă de antibiotice care are, cel puțin fac experiență pe animal, că... nu dă niciun randament. În aceeași situație sunt majoritatea ciobanilor din Prunișor. În comune există aproximativ 10.000 de oi. Trebuie găsită o soluție. Dacă nu aveți tratamente corespunzătoare pentru așa ceva, nu sunt pentru așa ceva, trebuie găsită totuși o soluție. Nu se poate să moară animalele... Fără îndoială. Este un fel de epidemie, pentru că totul este în masă. Se distrug, dispar. Cum spusă și el, 100 de capete e mult. E extraordinar de mult la o familie, vorbesc, la o fermă din asta. Vacile au fost mai rezistente și au scăpat cu viață, dar nu același lucru se întâmplă la oi. Rata de mortalitate în cazul ovinelor poate să ajungă până la 20-30% din efective. Totuși, dacă nu le-ar da despăgubiri, totuși să le dea tratamentul specific pentru, am înțeles că pentru 10 zile de... pentru că eu cheltuie în jur de 2-3 bilioane în fiecare zi pe antibiotice. Singura soluție pentru salvarea animalelor sănătoase ar fi vaccinarea lor împotriva bolii limbii albastre. În România nu există însă un astfel de vaccin. Odată cu răcirea vremii, animalele, țânțarii nu mai au, sau plicoidele nu mai au atâta putere de a mușca animalul respectiv și noi credem că maxim o săptămână, două va dispare această boală. Este un tratament simptomatic. Cel mai bine și cel mai bine ar fi ca omul sau proprietarul de animale să meargă la medicul veterinar, să ceară să facă dezinsecția animalelor, deoarece prin aceasta se reduce numărul de țânțari care pot să muște animalul și totodată cel care transmite infecția. În Mehedinți au fost confirmate 3 focare de boala limbii albastre la Boloiac, Strehaia și Prunișor. Autoritățile au închis și târgurile de animale în încercarea de a evita extinderea focarelor. Specialiștii susțin că boala limbii albastre nu se transmite la om.